Bună ziua, mă numesc Diana. Așa că întrebare, cum ai învățat tu pentru bacalaureat? Cum ai gestionat? Eu am fost tot timpul mai practic. Făceam multe teste. Nu stăteam să citesc de foarte multe ori materia în sine, dar făceam multe teste și învățam din greșelile ce le făceam la teste. Da, așa am făcut și în facultate, așa fac și acum când am făcut școala de șofer, când tot prin teste. Mă testez într-una. Bun. Multă valoare. Da. Ai avut momente în care n-ai avut chef să înveți, că mulți cred că asta vor să întrebe, dar ezită. Da, da. Cum le-ai depășit, Emi? M-am uitat la ce vreau să realizez după. Știam că dacă plec bacul, nu m-am mai tot îndelungat. Și aia era o motivare suficientă. Da. Da, ai avut o țintă. Da, exact. Am avut o țintă. Asta e ideea și în momentul în care ai o țintă și nu vrei să te abați de la țintă, atunci reușești. Aici cred că trebuie să lucrăm, să ne fixăm o țintă și să avem încredere noi că prin muncă reușim. Ești de acord că doar prin muncă? Și a fost munca din toți 4 ani, nu doar o lună înainte sau... E un pachet de ceea ce ești tu. Cunoștință, da. Intra 9-a până intra 12-a. Consecvența asta înseamnă. Da. Contează în reușită. Da, da. Haideți, vă rog, clasa 11-a, G. Dacă nu citesc întrebările, că mi le-au lăsat mie unii dintre ei. Cum a decurs perioada de acomodare în Danemarca și care au fost primele probleme cu care te-ai confruntat? Claudia, sus! Hai să te vedem. Acolo e Claudia. Dar au emoții, Emilia. Da, e ok. Mulțumim, Clau. Le citesc de aici, dacă mă îngăduiți. Da, prima problemă ce am avut e când am avut cazare. Era pe vremea aia, nu erau așa multe cazări pentru studenți și de la început am avut probleme cu găsitul cazării și am plecat acolo neavând cazare. Am întâlnit o fată pe Facebook care am văzut că o să fim colege de clasă. Nici ea n-avea cazare, ne-am hotărât să ne vedem în același autobuz. Ne-am întâlnit pe autobuz și ne-am rezervat o cameră la un hotel pe 3 zile și am sperat să ne găsim cazare în astea 3 zile. Și am reușit. Și acum ea e prietena mea cea mai bună cu care am fost peste tot în lume. Și da. Dar de acomodat, eu tot timpul am fost foarte deschisă la minte și îmi plăceau aventurile, îmi plăcea să cunosc lume nouă și primele luni acolo țin minte că chiar mi-a plăcut foarte mult. Eram foarte fericită și entuziasmată de toate chestiile ce le întâmpinam și da, am meritat. Ne-am găsit cazare, ne-am găsit de lucru, am lucrat în curățenie, mi-am câștigat banii mei. După 6 luni, cred că nu mai primeam bani de la e-mail. Și de asta era și mai puțin timp de voluntariat, că trebuia să lucrez. Era voluntarul tău. Da. Exact. Da. Mulțumim, Claudia. Următoarea întrebare, sportiva noastră, Ida. Sus, care a fost visul în liceu și dacă a reușit să și-l îndeplinească? Ce vis ai avut așa? E sportiva noastră care te-a și așteptat cu tabla, cu inimioare. Visul meu, să călătoresc peste tot prin lume. Ți l-ai împlinit? Da, mai mult de văzut. Mulțumită, Aida. Da. Mulțumim. Și din fericire am dat de un soț care și lui place să călătorească și acum călătorim împreună. Super! Ați avut un profesor care v-a motivat în anii de liceu? Mulți. Mai mulți, da. Da. Am avut care fiecare ne-a motivat din alte puncte de vedere. Cum să devenim mai buni, cum să ne deschidem. Mie mi-a plăcut foarte mult doamna Mintou, pe partea economică tot timpul asta am ajuns și să fac. Doamna de geografie, doamna Filimon, am avut aventuri împreună cu Dânsas, la fel.
domnul diriginte, la fel, tot timpul trebuie să ne ține cu altfel de aventuri. Da. M-am prins la spate, adevărul ei, că o mai lăsăm câteodată mai moale și ziceam, nu. Și mulțumim astăzi. Da. Alexandra a pus această întrebare, o altă Alexandra. Ce ți-ai dorit să faci înainte de a intra la liceu și ce ți-ai dorit după, dacă au apărut modificări? Foarte bună întrebarea. Sus, Ale, să te vedem. Ale. Alexandra. Păi Alexandra mă apare aici. Da. Îi? Înțeală. Care-i? Nu vă mănâncă, Emilia. În fine. Eu doream să fiu contabilă pentru că verișoarele mele au studiat această chestie și am fost motivată de ele să fiu contabilă. Și după ce am terminat și licența, nu mi-am mai dorit să fiu contabilă, pentru că mi s-a părut că e puțin prea plictisitor, aveam nevoie de o ocupație mai dinamică, dar am rămas tot pe marmii, pe partea aceea, doar că sunt mai... Se potrivește ce mi-am ales, logistica și achizițiile, unde și călătoresc cu lucru și întâlnesc oameni de peste tot în lume. Am combinat cum ar veni profesia cu plăcerile mele personale. O întrebare de la Adriana, care așa mai discretă ea. Cum ți-ai cunoscut soțul? Hai, Adrie, nu că să te vedem. L-am cunoscut, lucram amândoi la un moment dat în barul studențesc. Eu eram spre final, că eram aproape gata cu studiile mele și el era acolo un angajat nou și ne-am înțeles foarte bine din prima clipă și tot a fost istoria. Acum suntem aproape 6 ani împreună. Mulțumesc! Nouă ni foarte drag, cei care te cunoaștem, pentru că se vede clar că te iubește foarte mult. De la o poștă se vede. Vede prin bine, prin tablă și iarăși. Bun, mai avem aici un mesaj. Am și eu o întrebare. Cine mi-a scris? Sus! Eu. Păi, dacă ați... Ia, te rog frumos. Mă numesc Alexandru și întrebarea mea este dacă... Ați trecut într-o perioadă mai grea, după terminarea liceului. Ce v-a blocat? Sau dacă v-a blocat ceva ca să continuați înainte? Perioade grele vin tot timpul. Cred că pentru mine tot timpul era mai greu iarna. Pentru că poate să fie foarte depresiv în Danemarca, în noapte tot timpul și plouă și vânt. Și mă mai simțeam și eu așa blocată câteodată ce să fac în continuare, când trebuia să aleg la fel ce masterat să iau sau unde să lucrez. A fost o perioadă de vreo 2-3 luni, cred că când mi-am schimbat locurile de muncă și mă gândeam ce vreau să fac, unde... Și într-un final trebuie să stai să te gândești ce îți place, unde vrei să te vezi și pe partea mai practică, dacă are un viitor, dacă nu are. Și mi-am găsit soluția. Dar câteodată și să insist, să muncești și să te gândești. Mulțumesc! Altcineva? Haideți, Mirela! Lasa 10-a. Mă numesc Mirela. Aș dori să știu după ce o să se nască copilul, ce o să facem în continuare. Cum o să lucrez? Vezi ce problemă! Mirela, e pasă de bebeluș. O să ai un copil în cul, nu cred că o să poți lăsa singură. În Danemarca avem, ca și femeie, o să am 10 luni de maternitate. Recent s-a schimbat legea, înainte era un an, acum atât sunt fapt cu tatăl. Și eu o să stau 10 luni, acum o să stea 3 luni pe paternitate și noi suntem o echipă. El trebuie să mă ajute. Eu mi-am construit o carieră și vreau să o continu. Nu o să fiu acasă să am grijă de copil. Dar noi suntem o echipă și în momentul de față el face mâncare, de exemplu, și cumpărăturile. Eu fac curățenie,
o să ne împărțim, da, adevărul e că și guvernul și sistemul cum e acolo ne ajută, pentru că copilul o să fie la grădiniță, poate să fie de la 6:30 dimineața până la 4:30 după masă, dacă e nevoie, pentru că toate femeile lucrează. Iar compania la care lucrez e foarte flexibilă. Eu și în momentul de față lucrez mai mult de acasă decât de la birou, pentru că e mai ușor pentru mine. Ce te-a determinat mai mult să schimbi meseria? Adică să mă rog tot în contabilitate, să schimbi profesia. Pentru că în viață n-ai vrut să faci ceva ce nu-ți place. și deși era o meserie bună și care putea să ducă mulți bani, m-am gândit că dacă nu fac ce îmi place, o să fiu plictisită toată viața. Și m-am gândit ce mi-ar place mai mult și deși a fost mai greu să studiez logistică decât să merg mai departe pe contabilitate, am ales aia pentru că și chiar sunt fericită. Nu e o zi, la fel ca cealaltă, când sunt la lucru. Fiecare zi e diferită. Emilia, spune cum te-a adaptat, cum ai învățat daneza, că ți-am minte că ai spus că a fost Duolingo grea, da. Facultatea a fost în limba engleză, dar ai fost nevoită să vezi totuși daneza. Da, mie nu mi-a plăcut limbile niciodată și engleza mi-a fost greu să învăț. Dar daneza mi-e și mai grea. Cred că din cauza că nici nu am avut nevoie de ea la lucru, că și acum lucrez în engleză și nu lucrez în daneză, a fost mai greu să o învăț, pentru că când n-ai de ales, o înveți mai repede, dar când ai de ales, ești mai leneș. Acum vorbesc daneză când trebuie, încă prefer engleza, cu socrii și familia lui Iacob vorbesc în daneză, dar la lucru încă vorbesc engleză, dar și pentru că suntem o companie foarte internațională. Dar mi-am trecut toate testele de daneză, am aplicat pentru cetățenie, aștept acum verdictul, dar e greu. Ce notă îți dă Iacob pentru daneza pe care o are? How much would you grade my Danish? Poate un 7? Hai să zice eu, mă, uite, am ales. Tu ai învățat românește. Da, da. Să înțeleg care notă mai mare, dacă o înțeles așa din prima. Da, da. Aș zice că daneza mea e mai bună ca româna lui, dar având în vedere că el nu are un motiv să învețe, da, dar n-are de ales. Mami cu tati nu vorbesc engleză și... Da. Și a fost nevoit, da? Da și părinții lui învăță română. Ce pasiune ai avut în liceu, am o întrebare. Cea mai mare pasiune din liceu. Cititul. Vedeți, doamna, scrieți totuși. Da, chiar citeam foarte, foarte multe cărți. Și acum mai citesc. Și acum... Chiar ieri am fost cu Iacob la librărie, ne-am cumpărat vreo 4-5 cărți și mama, când a văzut prețul, era atâta plătiți pe cărți și eram... Niciodată să nu pui limită pe asta. Cartea preferată? E greu. Mie, cred că toți mi-a rămas și cea preferată de Alegerile Contului, pentru că aia a fost prima carte care era de dimensiunea aia ce am citit-o. Și revista școlii, da. Pașii noi, nu? Aia scris de noi. Știu. Nimeni nu înțelegea cum să lucrezi pe gratis fără bani. Ande, n-am primit închemarea aia. De perfectă, da. Și de ce? Care e satisfacție? Da, exact. Și membrii familiei nu înțelegeam. Mami cu tata tot timpul ei au fost, ne-au închis de la spate să facem ce credem noi că e mai bine. Ei n-au avut nimic împotrivă. Dar și din membrii familiei nu înțelegeau cum să mai se faci curat la biserică sau chestii de genul. Dar mă bucur că am făcut-o și noi o să împingem pe copiii noștri să fie la fel. Ce le-ai spune elevilor în prag de BAC ca să îi motivăm să creadă în visul lor? Ca să mulți și în prag de BAC. Să aveți încredere în puterile voastre, pentru că puteți, ați ajuns până aici, înseamnă că puteți să mergeți și mai departe.
nu vă pierdeți focusul. În viață, aici, oriunde poți să realizezi atâta timp cât vrei. Poate mai e un hop, dar puteți trece mai departe. Mulțumim, Emilia. O stare așa care dă atmosfera intimă. Ne-am amintit așa de anii de liceu cu voi. Mă amintesc că aveați o relație faină și cu colegul Tudor Tămâian. El nu-i de față și s-ar fi bucurat să fie la Baia Mare. Colaborau foarte bine, un prof tânăr, dinamic și asta plăcea clasei respective, fără supărare domnul diriginte, și dumneavoastră erați acolo, erați mai tânăr oricum. Da, erați mult mai tânăr. Da. Și îmi amintesc că inclusiv Maia venea cu dragă la mine la școală când se întâlnea cu copiii din această clasă. Erau foarte dinamici și pauzele erau într-un anumit fel și ce mi-a plăcut cel mai mult, că mă amintesc de clasa voastră ca o clasă extrem de unită. Cred că asta lipsește foarte mult din școlile de astăzi. Din păcate, vremurile în care trăim parcă ne împing într-o zonă a egoismului, dar prin cercul de voluntari pe care le avem și prin activitățile extrașcolare reușim să coagulăm și da, fiecare zi suntem contactați și eu vreau să mă implic în astfel de activități, ceea ce arată că vrem să facem parte dintr-o anumită comunitate, să ne identificăm cu un anumit grup și da, să lăsăm ceva în urmă. Ce crezi că ai lăsat în urmă în letele? Păi îți spun și eu. Sper să fiu un exemplu bun pentru ceilalți elevi și chiar dacă acasă nu aveți foarte mult sau așa, asta nu înseamnă că nu puteți să reușiți sau să ajungeți. Da, asta scot pe tapet. Este un fost elev modest la locul lui, care prin muncă intelectuală, prin ambiție, prin concentrare pe obiectivul principal a reușit și a știut să ia de la fiecare profesor ce e mai bun, ce e mai frumos, ce e mai constructiv pentru cariera lui. Eu așa te prezint și da, din punctul meu de vedere, ești un elev reper al Liceului Tehnologic Marmația și când am introdus zilele trecute această bibliotecă vie, mi-am dorit foarte, foarte mult să fie cât mai mulți elevi de față, pentru că pot să fiu un motor într-adevăr în spatele lor și deși ai văzut așa tăcut, să știi că ai lăsat ceva în sufletul lor, sunt convinsă și cred că tocmai reușita ta i-a lăsat mult. Și îți mulțumim, Emilia. Am o curiozitate, ați schimbat orientarea religioasă în urma activităților de voluntariat? Da și nu, pentru că noi, deși suntem botezați ortodoxi, noi tot timpul mergem la greco-catolici și acum am mers la luteran, gen, sunt mai... E bine că aplici neoprotestantism. Da, dar eram într-un fel către catolicism acum. Da, oricum, tranziția a fost mai ușoară dacă ai trecut așa prin greco-catolicism și... Hai să zicem că nu sunt cea mai religioasă. Da, faci o analiză critică a Bibliei astăzi. Faci studiu biblic. Nu. Noi? Nu. Da, ați venit totuși de Paște acasă. Da. Și cum va fi Paștele? Ia să vedem. Ca să încheiem așa în spiritul sărbătorilor. Ce poftă ai? Mami deja face toate poftele. Duțe, din păcate, el pleacă joi înapoi. Dar pentru noi e mai mult Paștele în anul ăsta, înseamnă familie, că suntem toți împreună aproape până la Paște, dar fratele meu n-a mai fost acasă de 2 ani. Noi nu am mai fost acasă tot de din vara trecută, dar noi nu erau acasă și în sfârșit suntem toți aici acasă. Ce frumos! Înainte să vină bebele pentru ultima dată. Să ne trimiți poze cu el, să le arăt elevilor. Da. Ce o să fie? Fetiță sau băiat? Băiat, o să semene cu mămica. Super! Așa. 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 Try. Da. Bun. Mulțumim, Emilia, și sper că te-ai simțit bine.
plăcut, biblioteca vine astăzi! Da.